Poate o să credeți că videoclipul de astăzi este o greșeală pentru că astăzi nu este sâmbătă. Astăzi este marți, bineînțeles, dar nu este orice marți. Este marțea de Halloween care, în caz că nu v-ați dat mai este sărbătoarea mea preferată. Așa că vă rog frumos să vă bucurați de acest episod special. Nu mă întrebați de ce fac așa la acest glob. Acesta este un glob de pășin. A -a. Așa că vă rog frumos luați un loc și bucurați-vă de acest episod. Nu o să stau cu această pălărie în cap pentru că este foarte enervantă. Happy Halloween și ne dați ori nu ne dați fasole cu cărnați. Ah, I'm so happy. Stai așa, stai. Asta de fapt era, era proba de microfon, să știi. Era proba de microfon, o să vă țin cu luminile stinse. Dar multe opțiuni ai, mă. tare fan Crime, azi este Halloweenul și dacă sunteți noi aici, ei ai bine, ați ne-merit la un episod ediție specială de Halloween, pentru că de obicei postez numai sâmbătă, iar eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminal pe care am putut să-i găsesc vreodată. Eu vă propun să nu mâncați, dar dacă sunteți deja subscriber la acest canal, poftă bună, deja știi, you know the drill, ok? Vreau să încep cu un mare disclaimer în care să vă zic că acest videoclip conține informații care pot afecta emoțional și nu încurajez niciuna din acțiunile pe care o să le povestesc aici, ba din contra vreau să știți de ce să oferiți în viață. Astăzi vorbim despre un ucigaș, bineînțeles, la lui era The Candyman. Și să fiu sincer, acest ucigaș era puțin cam idiot, ok? Era o leacă slopie așa cu ce a făcut el. A făcut doar o victimă, doar că această victimă era propriul lui copil și a făcut-o intenționat, da. Și împreună cu această crimă el a stricat Halloween-ul a sute de copii și zicând toate astea, cât o pregătiți mental și spiritual să vizionați acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și un subscribe ca să puteți să să facem videoclipuri de genul. Toată povestea asta se întâmplă de Halloween în anul 1974, anul în care s-a născut mami, weird enough. Și haideți să vă povestesc puțin despre protagonistul acestei povești, mai exact, Ronald O'Brien, care era un bărbat foarte iubit de comunitate. El era oftalmolog, cânta în corul bisericii și, overall, era foarte iubit de comunitate. Avea o nevastă și doi copii, o fetiță de 5 ani pe nume Elizabeth și un băiat de 8 anișor pe nume Timothy. Ei toți locuiau în Texas și, deși Ronald, Roland, Roland, Ron, ok. Ei locuiau în Texas și deși Ronald nu prea era entuziasmat pentru orice sărbătoare, în special de Halloween, pentru că atunci părinții trebuie să-și scoată copiii la colindat. Nu cred că colindat se numește și de Halloween, practic ne dați ori nu ne dați când se duc din casă în casă și cer dulciuri. Știu că în România nu prea se practică, nici în Anglia nu se practică, doar în America e mare vâlvă pe toată treaba asta. Dar, în 1974, anul acesta, Ronald era foarte, foarte entuziasmat pentru Halloween. Nu se știe oare de ce o să aflăm mai acuși, dar el se decide că vrea să-și invite și vecinul care și-a adus cei doi copii pe care i-avea ca să iasă toți așa un fel de ieșire între prieteni și știți ca să meargă copiii la colindat și plus ca Ronald să nu fie singurul părinte care merge acolo, să aibă cu cine să vorbească, că oricum el nu avea de gând să bată la ușă, erau copiii care se duceau. Singura problemă era că în seara aia ploua foarte, foarte, foarte tare și cei doi părinți s-au decis că vor să colinde doar două străzi. Ei merg, bat la ușă, sună la ușă, adună dulciuri și ajung la această casă destul de mare, părea o casă de oameni bogați, să zic așa, și când ajung în fața casei, realizează că nu e nici măcar o decorațiune în curte, toate luminile sunt și își încearcă norocul, sună la ușă, dar nu răspunde nimeni, așa că acești copii se entuziasmează, pleacă mai departe, dar Ronald rămâne în urmă. Câteva minute mai târziu, copiii erau deja în față cu vecinul lui Ronald și Ronald îi ajunge din urmă și în mână are aceste dulciuri. Nu știu cum să vă explic, ele se numesc Pixie Sticks și sunt aceste paie. Știți, ți minte, când eram mică, mâncam, erau de mărimea tăta, erau niște paie care erau lipite la colțuri și înăuntru erau dulciuri de alea foarte acre cu zahăr. Știți ce zic, știți la care mă refer, nu? Ți minte când eram mică și cumpăram chestii de alea, erau 10 bani și ne dădeam văzătoarea. Știți că în loc să vă dea bănuți de 10 bani, ne dădea dulciuri, ne dădeam văzătoarea de alea și mă chinuiam 10 ani să le mănânc pentru că se lipea tot zahărul ăla la momentul în care le băgai în gură. Trecem peste asta, e trauma copilăriei mele, ok? Așa și Ronald practic vine cu aceste 5 pixie sticks și se uită la copii și zic, a știți, a răspuns până la urmă cineva la ușa aia, la casa aia care avea toate luminile stinse și mi-a dat aceste dulciuri. am împărțit două la copiii vecinului, două la copiii lui, la Timothy și Elizabeth și armas cu un pixie sticks pe care l-a dat unui copil de 10 ani pe care îl cunoștea de la biserică, de la văzut acolo pe stradă din zonă. Și na, pentru că ploua foarte tare, s-au decis să facă doar două străzi și după au plecat către casă. Iar înainte de culcare, cei de copii Elizabeth și Timothy, îl întreabă pe Ronald dacă poate să mănânce din dulciuri, pentru că na, știți, abia au venit de la colindat, au acest săculeț plin cu dulciuri. Și pentru că este seară și trebuie să meargă la culcare, Ronald îi lasă să aleagă o singură acadică sau bombonică sau ceva de acolo și după mâine au voie să mănânce câte vor ei. Și acum să vă zic cum arătau aceste pixie sticks, da? Aceste paie, eu o să le zic paie, pentru că mie mi se păreau că erau niște paie de plastic, ok? Aceste paie erau de fapt foarte lungi, erau lungi de 50 de cm, erau un fel de pixie sticks premium, așa nu erau de la erau, știți voi, de la babane. Și vă dați seama că acești copii erau foarte entuziasmați pentru că în perioada aia aceste dulciuri erau destul de scumpicele și Timothy s-a decis că acea dulciurică va fi cea pe care o va alege în seara ca să o mănânce. Elizabeth nu a ales un pixistick, a ales altceva, dar Timothy a luat acest pai, s-a chinuit să-l desfacă, dar nu vă speriați că Ronald a luat la desfăcut pentru Timothy, l-a ajutat să-l mănânce, el s-a înnecat puțin în, în, acea pudră, pentru că nu știu dacă s-a apucat vreodată dulciurile alea sau dacă mai există un momentul de față pe piață în România, dar erau oribile. Erau oribile, dar erau pline de zahăr și toți copiii le adoră, ok? Și imediat după ce a gustat Timothy din această dulciurică, a zis că a avut un gust oribil. A avut un gust foarte nasol, dar nu, na, pentru că totuși era zahăr și voia să o mănânce și era și singura lui opțiune în seara aia, a terminat tot acel pai. Nu durează mult, cred că vreo 20 de minute până când Timothy să se plângă că îl doare stomacul foarte tare, fuge la baie și instant începe să vomită, vomită, după care cade pe jos în baie, începe să facă spume la gură și practic începe să facă niște convulsii. Ronald sună la ambulanță, ambulanța ajunge la ei acasă, Timothy este luat să fie dus la spital, dar din păcate nu ajunge la spital pentru că moare pe drum. Automat se descoperă că că Timothy a fost otrăvit și singura chestie pe care o mâncase în seara aia era acel Pixie Sticks. Se dau aceste știri de ultimă oră în toată zona aia și toți părinții confiscă toate dulciurile de la toți copiii din comunitate. Toate, toate dulciurile vin înmânate către poliție ca ei să reușească să verifice fiecare bombonică acadică în parte și să vadă de unde a venit această otravă și ca nu cumva să mai moară vreun alt copil de otrăvire. Și fiți pe fază! Din fericire, toate dulciurile au fost confiscate, toate dulciurile au fost verificate și s-au descoperit că numai două sau trei pixie sticks-uri erau otrăvite și acest criminal care a pus această otravă în pixie sticks-uri a fost puțin, nu știu, leacă mai prostuț așa, pentru că nici măcar nu s-a chinuit. Practic, capătul era tăiat, a fost pus acest praf înăuntru și după aia nici măcar nu s-a chinuit să-l închide gen. Știți cum puteți să închideți cu, nu știu, luați o placă de păr sau încingeți un fier și puneți pe plastic și plasticul ăla se face înapoi? nu, el practic a luat acest capsator și a capsat capătul la Pixy Stix. Și fiți pe fază, un copil care a încercat să mănânce pixy stix în seara aia, nu a reușit să îl deschidă pentru că n-a era prins cu o capsă și s-a lăsat bătut. Ca altfel mai era încă o victimă. Automat, polițiștii se duc acasă la Ronald. Și bineînțeles că îl întreabă care este casa de unde a luat aceste dulciuri, pentru că n-a vecinul lui l a spus polițiștilor că băi, fiți atenți, vedeți că omul ăla știe de unde a venit acest Pixy Stix. Și mai ales pentru că Pixie stix stixurile alea nu se dau așa random de Halloween, erau niște dulciuri destul de scumpe. Și ce să vedeți? Ronald nu-și aduce aminte. N-a zis că era întuneric, că afară ploua foarte tare și pur și simplu, în momentul ăla, el nu putea să-și aducă aminte unde se afla această casă. Singura chestie pe care le-a zis-o polițiștilor este că în momentul în care s-a dus la casa aia, o mână a ieșit prin crăpătura ușii și a înmânat aceste 5 pixie sticks-uri de 50 de centimetri, da, de jumătate de metru și tot ce știe despre acea mână e că era una de bărbat foarte Păroasă. That's it. singurul indiciu pe care îl aveau polițiștii. Și atât a fost. Investigatorii încearcă să găsească mai multe dovezi, dar nu găsesc absolut nimica și zilele trec și ei practic în momentul ăsta încă sunt în plop și plop în aer. Nu reușesc să găsească nimic, da? Ei se enervează în momentul ăsta și se duc la Ronald acasă din nou. Și au încercat, cred că au făcut un fel de strategie. Practic s-a dus la el și au zis, măi, noi nu reușim să găsim nimica. Dacă tu nu să-ți aduci aminte care este casa de unde ai luat aceste pixie tu ești primul de pe lista de suspecți și o să fii tras la răspundere pentru pentru treaba asta. Și sunt sigură că ei nu prea aveau cum să-l tragă la răspundere pe Ronald doar pentru această chestie că nu-și aducea aminte unde este casa, dar strategia lor a funcționat pentru că în următoarea secundă Ronald iese pe stradă și duce pe investigatori la casa de unde a luat acele dulciuri. Bărbatul care locuia în acea casă nu era acasă în momentul ăla, dar lucra la aeroport și polițiștii se duc la jobul lui și îl arestează de față cu toți colegii. Și atât, s-a încheiat povestea. Mulțumesc că ați vizionat și acest videoclip. Nu uitați să lăsați un like Comentarii <laughs> nu, să o credeți voi, să o credeți voi. De aici începe povestea, ok? De aici începe toată, toată nebunia. În seara de Halloween, acest bărbat lucra, era la muncă și a reușit să dovedească treaba asta cu colegii lui, cu rota de la muncă, cu managerii, cu absolut toată lumea. Practic, el a dovedit că nu avea cum să fie criminalul și acasă la el se afla soția și fata lor, care au stins luminile mai devreme pentru că au rămas fără dulciuri și nu voiau să mai vină copiii să bată la ușă. Și vă rog frumos să-mi zică cineva care este traducerea la alibi că eu habar nu am, am căutat peste tot, probabil poate nu este nicio traducere sau este alibi, cred, nu știu, am încercat pe Google Translate, please tell me. Și pe deasupra la toate treburile astea, acest suspect nu avea mâinile păroase, deci nu avea cum să fie el criminalul, ok? El este eliberat și sincer îmi pare foarte rău pentru el, pentru că el a fost arestat în mijlocul aeroportului, de față cu toți colegii. voi vă dați seama să, să pățești așa ceva? Practic să fii la job, la, nu știu, să fiu eu la mine la muncă și să vină polițiști și să mă aresteze pentru o crimă pe care n-am făcut-o, de față cu toată lumea. Nu mai zic într-un aeroport. Auză de cafea! în punctul ăsta se făcuseră niște autopsii pe Timothy, băiețelul de 8 anișori, copilul lui Ronald, S-a da? descoperit că el a fost otrăvit cu ceanură de sodiu. O să vă las definiția la acest cuvânt, dar practic mai pe scurt este o substanță foarte toxică și Timothy avea în el atât de multă ceanură de sodiu cât să o moare doi oameni, doi adulți. Deci cine a pus această otravă în pixie sticks-uri știa 100% că o să omoare un copil. Acum, toată situația devine un mister. Zilele trec, săptămânile trec și în punctul ăsta se implică FBI-ul, ok? Ca să înțelegeți ce făcea Ronald tot timpul asta, pentru că până la urmă și-a pierdut un copil, și-a pierdut băiețelul de 8 și da? El părea să aibă o reacție foarte, foarte ciudată la moartea propriului copil și mai exact, el era foarte, foarte nervos, în special a fost nervos pe familia lui, pentru că în seara în mormântării el a scris un cântecel, el a compus acest cântecel despre Dumnezeu și cum copilul lui se duce în ceruri și pentru că toate aceste știri și toată această mormântare era una foarte publică, toată lumea voia să asiste la ea, s-a dat la televizor și acest cântecel avea să fie dat la televizor după înmormântare, doar că era să fie dat foarte târziu. Și Ronald era supărat pe propria familie că nu voiau să stea treji ca să observe acest cântecel compus de el. Și cine sunt eu să zic ce reacție ar trebui să ai când vine vorba de moartea propriului copil? Dar el nu părea să fie supărat, nu părea să fie trist, nu părea să plângă, el era foarte nervos în continuu. Atât. El era nervos. Acum știți că v-am zis că biaiul s-a implicat și nu aveau absolut niciun suspect, singurul suspect era Ronald? Ei bine, aveau de gând să dezgura pe toți scheleții din dulapul lui Ronald. Da, este o expresie în engleză, nu știu dacă este română, dar vă învăț eu acum, da? Practic aveau să dezgura pe orice amănunt despre Ronald. Ce mărime poartă la kilos, ce mărime poartă la papuci, ce culoare au ochilor are, ați înțeles voi ideea, da? Ei realizează că acest om are datorii la bancă, la oameni, absolut peste tot, în valoare de 100 de de dolari. O grămadă de bani, suntem toți de acord. În momentul ăla, în perioada Halloween-ului, el era sub investigație la locul de muncă unde lucra el ca oftalmolog pentru furt. Era pe cale să-și piardă mașina și casa. Vă rog frumos să ajutați-mă cum să explic treaba asta. Nu știu care este termenul, vă rog să mi-l ziceți. E practic atunci când tu îți iei un credit ipotecar pentru casă și un credit pentru mașină nu mai reușești să plătești acel credit și cei de la bancă vin și îți ridică mașina și casa. Cred că am explicat bine. Hm. Și așa de pe tort, la începutul anului 1974, Ronald a deschis asigurări de viață pe numele ambilor copii. În ianuarie, la începutul acelui an, asigurarea pe un copil era 10.000 de dolari. Deci, practic, dacă murea un copil, el primea 10.000 de dolari și în septembrie a făcut un mic upgrade și dacă murea vreun copil, primea 20.000 de dolari. Deci, practic, că împreună copiii ar fi 40.000 de dolari. Și nu știu dacă înțelegeți unde bat eu cu toată treaba asta, dar să știți că în Vaisa din ca era cireașa de pe tort, aia nu era cireașa de pe tort drop the mic. Pe 1 noiembrie, a doua zi dimineață, după ce Timothy a murit, Ronald a sunat la cei cu asigurările și i-a întrebat când poate să primească cei 20.000 de dolari de pe urmele lui Timothy, pentru că avea asigurare de viață pe numele lui. Acest caz, acest, nu știu, au, au reușit, cei de la FBI, cei investigatori au reușit să găsească toate aceste informații despre el și fac rost de acest mandat ca să poată să îl aresteze pe Ronald O'Brien. Ronald, bineînțeles că spune că este nevinovat. Da, el n-a făcut absolut nimic. Adică eu nu știu unde aveți aceste speculații. Și încetul cu încetul mai multă informație ies la iveală, pentru că toată lumea știe că Ronald a fost arestat. Ei descoperă că Ronald mergea la colegiu. El încerca să-și termine studiile. Și unul din profesori a venit la secția de poliție și le-a spus că i s-a părut că Ronald l-a întrebat o întrebare destul de ciudată în una din orele lui. El a fost întrebat de către suspectul nostru dacă ceanura de sodiu este mai letală decât orice altă o travă. Nu știu, Ronald, este spune-ne. Trebuie și noi să știm. Oricum, acolo în Pixie Stix, ăla era o travă cât o mare un cal întreg, ok? Nu știu, sunt foarte nervoasă pe acest caz. Sunt tare nervoasă. Dar e ok, că e Halloween. And we love a good Halloween. Ah, și o altă treabă. Un angajat de la o fabrică care vinde chimicale, ca să înțelegeți. Nu prea poți să vinzi mari gramaje de chimicale la un singur om. Pentru că nu poate să fie letale, da? Și acest angajat de la această fabrică și-a adus aminte că a refuzat să vândă mai mult de 5 grame de ceanură de de sodiu unui bărbat. Nu și aducea aminte cine este acest bărbat, dar și-a adus aminte că purta unul din tricourile alea. Nu știu cum se numesc, dar uh, știți doctorea care poartă acele tricouri turcoaz sau albastre și nu numai doctori în general, știu că și asistentele. Și acum să vă aduc aminte că Ronald al nostru era oftalmolog și la acel cabinet purtau și ei tot aceleași tricouri. Și deși suspectul nu putea fi identificat, ei au pus toate aceste informații cap în cap și au reușit să facă acest caz minunat încât să poată găsi vinovat pe Ronald de moartea propriului său fiu de 8 anișori. Și deși probele ADN din perioada aia nu erau atât de avansate ca acum și nu prea existau camere de supraveghere, ei acasă la el au găsit și aceste foarfece, iar pe foarfece erau urme de plastic. Și acele pixie sticks-uri erau făcute din plastic. 3 iunie 1975, da, le-a luat atât de mult să adune toate aceste dovezi, i-a luat juriului 46 de minute să ajungă la un verdict și să-l găsească pe Ronald O'Brien vinovat de o ucidere și patru tentative de ucidere. Pentru că na, una a fost a copilului lui și celelalte patru au fost celelalte patru pixistixuri care erau și ele cu o travă. Eu cred că el a încercat să facă mai multe victime ca să nu pară că el a avut ca țintă pe fiul lui. Și la tribunal, vă dați seama că era plin de oameni, plin de jurnaliști și Ronald părea să iubească toată această atenție. Nu știu, cred că și-a dat seama că punctul ăsta nu prea mai avea de ales, el a fost prins și, na, dacă tot erau camere de filmat acolo, măcar știți, slay. Mitar, știți toate probele astea, toate dovezile astea care s-au adunat, mă fac să realizez cât de idiot era omul ăsta. Mă scuzați că zic, dar era un om destul de idiot, pentru că dacă tu știi că ai tot planul ăsta pus la cale, da, vrei să-ți otrăvești propriul fiu pentru 20.000 de mii cred că v să facă treaba asta și pe fata lui, adică cum să-ți muream ambii copii pentru 40.000 de dolari? Deci, măcar nu-ți acoperă toate datoriile alea. Eu înțeleg că pierzi casa și mașina, dar gen, oamenii ăștia n-au așa un pic de minte, dar trecem peste, după 46 de minute să fie găsit vinovat, au mai trecut 70 5 de minute ca Ronald să primească pedepsa cu moartea. Inițial pedepsa era cu scaunul electric, dar între timp s-a decis că scaunul electric este prea dureros și au schimbat-o cu injecția letală, care injecția letală, dacă nu știți, este cred că una din cele mai ușoare căi prin care poți să mori, pentru că efectiv nu prea simți nimic și durează câteva secunde. Știți că probabil vă întrebați ce părere avea soția lui. Soția lui nu era fericită deloc cu toată treaba asta, vă dați seama. Ea nu avea absolut nicio vină, nu îl credea pe soțul să facă așa ceva. Bineînțeles că după ce a fost arestat, a băgat imediat divorțul și a fost devastată. Și sincer, îmi pare foarte, foarte rău pentru această femeie, pentru că eu nu pot să-mi imaginez prin câte a trecut. Cât și-a așteptat pedepsa în închisoare, colegii lui au avut grijă de el. Și cred că știți la ce mă refer, am mai spus chestiile astea în videoclipurile anterioare, dar practic dacă un criminal ajunge să omoare copii, da. Eu știu că în închisorile astea sunt niște oameni oribili care au făcut niște crime, doamne, inadmisibile, dar acești oameni Răsc criminalii care omoară copii. Așa că au avut grijă ca Ronald să nu ducă o viață prea bună în închisoare. Nu o să intru în detalii cu treaba asta, dar el să vă zic că nu avea niciun prieten acolo, ok? Și a ajuns să servească 9 ani de închisoare până când să ajungă să fie omorât prin injecție letală în anul 1984. În tot timpul ăsta cât el a fost închis, a ținut-o pe a lui, a ținut morțiș să readucă aminte tuturor jurnaliștilor, tuturor oamenilor că el este complet nevinovat. El nu a făcut absolut nimic și că este închis pe nedrept și că moartea lui este una nedreaptă. El nu merită să fie omorât pentru că el nu a făcut absolut nimic. Și Ronald nu te crede nimeni. Dar știi ceva? Măcar chiar dacă nu și-a plătit toate datoriile alea, măcar acum nu mai avea de ce să le plătească, pentru că era după gratin, nu? Și acum o chestie care e amuzantă, dar nu e amuzantă. În ziua execuției, în afara închisorii, la închisoare, sunt ăștia, gen, care trebuie să-și primească puteapsa cu moartea omorâți? Da, cred cred, nu? În fața închisorii s-au strâns în jur de 300 de oameni, ca să înțelegeți, 300 de oameni. Undeva la 90% din acești oameni erau afară cu banere, cu semne, în care scriau tot felul de chestii despre acest criminal și majoritatea aveau scris pe ele trick or treat, gen la modul să le ia la mișto. Și ceilalți 10% din acești oameni erau protestatari care erau împotriva pedepsei cu moartea și îl credeau pe Ronald nevinovat. Și ca să înțelegeți, ăștia 90% nu e amuzant. Și 90 la aveau dulci rămână cu care aruncau un protestatarii care ziceau că Ronald nu merită să moară. Nu știu, mi s-a părut, mi s-a părut. Vă dați seama că toată treaba asta gen, nu ai cum, nu, nu ai cum să inventezi povești de genul. E o chestie oribilă, este o treabă extrem de oribilă care s-a întâmplat. Și sincer vreau să aud părerea voastră, voi, voi credeți că Ronald și-a primit o pedeapsă cum se cade? Sau oare merita să stea în închisoare pentru tot restul vieții? Nu știu, e bună când vine vorba de pedeapsa cu moartea. Mi se pare că e o cale prea ușoară de scăpare. Mai ales în punctul în care el a făcut această crimă unui copil de 8 anișori și avea să sufere în închisoare, nu avea să aibă niciun prieten acolo, vă zic eu. Și cred că mai degrabă trăiește o viață de chin în care este închis, nu are niciun prieten și Dumnezeu știe ce se mai întâmplă în închisoarea aia, decât să mori. Eu cred că această moarte a fost o scăpare pentru el. A, ah, și să nu vă zic că înainte să fie omorât, el a ținut morți și să spună tuturor că se va ruga la Dumnezeu ca să îi apere pe toți acești oameni care l-au condamnat pe nedrept. El încă a ținut -o pe lui până în ultima secundă, înainte să fie omorât. Dar oricum vreau să aud părerile voastre. Sunt foarte fericită că am reușit să postăm acest videoclip. Acesta a fost un episod ediție specială. O să fac mai multe ediții speciale. O să fie unul de ziua mea. Luna viitoare este un episod foarte special pentru mine. Nu știu neapărat dacă este un episod special pentru voi, dar pentru mine contează foarte mult acest caz. O să mai pun de Crăciun, de Anul Nou, de Paști. La fiecare sărbătoare, la fiecare moment special, eu o să încerc să postez câte o ediție specială. Și vreau să mulțumesc în special membrilor de la acest canal care mă susțin și în felul ăsta să știți că apreciez enorm și mă ajută extrem, extrem de mult dacă vreți să vă alăturați și voi membrilor. Puteți să dați join de la mine de pe canal și acolo postez diferite videoclipuri cu story uri Q&A-uri și tot felul de videoclipuri speciale pentru membrii. Nu vă paricați videoclipurile de sâmbătă cu True Crime în o să fie aici, ok? Și înainte să vă las, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Mă ajutați foarte, foarte mult să crez videoclipurile cu aceste chestii și cu cât crește videoclipurile mai mult, cu atât voi reuși să postez și eu de două ori pe săptămână mai repede. O să ne vedem în aproximativ 4 zile caz este marți și sâmbătă o să postez un alt episod ca în fiecare sâmbătă. Nu uitați să veniți pe Instagram unde postez fiecare update. Cei care mă aveți pe Instagram probabil știa că acest videoclip o să vină de Halloween. Dacă v-a luat prin surprindere sper că v-am surprins plăcut. Nu uitați veniți pe TikTok unde postez destul de des și acolo. Și până data viitoare stay safe. Ne dați ori nu ne dați fasole cu cărnați. Vă rog ziceți că această expresie nu se folosea numai la mine în familie și se folosește peste tot. Sau așa am crescut eu. Nu știu, de ce în România, de ce în România nu se sărbă De ce în România nu se sărbătorește Halloween-ul? Sunt tare curioasă. A, ah, da, știu. Never mind. <hih cigar> ah, chiar mai trebuie zahăr la cafeaua asta.